Bun, hai să arăt ceva. Nu te-ai gândit la asta, tu care ești cel mai zgârcit și mai drept dintre traci, cum ar zice Herodot. Deci ce se întâmplă? Nicolae și-a făcut niște sandwich-uri ieri să aibă la repetiții pentru dansat pe gheață și nu i-a fost mică și nu le-a mâncat. Oh, e, ce crezi, le-a aruncat? Nu! Ni le-a adus la emisiune, le trage un pic în unt și face mâncare de personal. Și a rezolvat problema. De, știi cum aveam noi sandwich-uri de le aruncam după pat sau da, așa? Le prindeam un cegăi. Da, dar te-ai gândit doar de ce nu le aruncam la gunoi? Că nu căuta nimeni în gunoi. Mă, pe lângă asta, bade, am pus și un pic de ulei, un pic de unt, îl fac un pic crocant, bade. Astea de la... Așa să dăm. De pe vremea când avea cantin. Da, 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 da. A rămas niște unt. La Pamper du Bade, da, la așa să fac. Da, adică ai dreptate, dar un sandwich bun, Bade. Un sandwich, să știi că din mai nou, da. Fac mai nou. De ceva vreme, sandwich-urile... Nu, dar sandwich-urile le găsesc și în restaurante, aproape cu stele Michelin, care le fac foarte, foarte gustoase, cu pâine, asta casă, crocante. E, voi aveți șansa acasă să mâncați un, acest sandwich, Bade. Ce mi-a rămas Nero de sepia... Nu le desfac, că nu știu ce e. Da, da, e fancy trendy. Nu am uitat ce e. Dar, Bade, când îți fac croc... Da, da, uite, uite, stai să ne înțelegem, e făcut de Monica sau de tine? Nu mai contează. E contează când deguși. Exact, eu sunt sigură că e o mâncare normală. Tu și-am mâncat ieri, nu mai zic. Păi stai că ieri când am venit aici, că ai mâncat foarte bine. Păi da, asta zic, știi ce bine am mâncat ieri? Da? Da. Păi să-ți fie de bine. Dar mi-a zis Radu că... O zis Radu ieri că... Tot eu fac mai, mâncare mai bună, așa ai zis tu. Eu? Tu ai zis că ne vedem miercuri. Umblă cu șușu, mușu, bagă râcă ăsta. Ne-am zis la fiecare că celălalt... Sunt căsătorit tot timpul, i-a zis și soție că nici amanta nu e cine știe ce. Nu, da, eu am învățat să fac... Pe scurt, în afară de asta... În afară de asta, dragul Bani... Hai să începem cu saltimboca, să înțeleagă și mama. Ce e saltimboca? Adică sare direct în muștiuc. E un... dacă vrei să înțeleagă și mama ta, doamnă, să rămână, bună dimineața. Folosim carnivițel, pentru că de mult noi mâncam carnivițel, o tăiem foarte fină și facem un fel de... Am bate un pic ca și un șnițel, doar că îl amestecăm cu niște salvie, punem niște jambon. Da. Și îl prăjim. Când e făcută gata carne, o scoatem din tigaie și în zeama aceea punem niște unt și un pic de vin alb să forcotească, mai punem niște salvie și ăla e zeama care punem pe bucata de carne. Carne o să facem așa un pic medie. Ca un fel de scrijele. Ca niște scrijele, da? Și o să fac niște cartofi prăjiți, dar bine, bine crocanți. Am luat și niște ciuperci să avem și niște verdeață. O mâncare foarte faină și din aceeași bucată, că e multă, putem mânca o săptămână și o să mâncăm o săptămână și mâine, facem și niște carpaccio fin, Bade, în care carnea asta o să o curăț prima dată, o să o condimentez, o să o leg, îi dau culoare, bag la cuptor vă 15-20 de minute, că trebuie să rămână roze în interior și o să fac un o maioneză de casă în care o să incorporez aceste bucăți de ton, că am luat ton la conservă în bucăți, dragul meu. Și e foarte faină. Deci o să fac o maioneză de casă care să lege tonul ăsta cu capere, cu anșoa, cu muguri de pin, care am găsit pe aici de vreo un an de zile. Aia, și aici, Bade, uite... Nu pot cu anșoa dimineața, Bade, nu... Ce culoare capătă. Haide! Ceva nu merge. Hai să deranjăm pe cineva. Nu știu dacă vin, că n-am în ce să mă îmbrac luni și să vă zic așa. La X Factor au fost emisiuni la care am mai fost îmbrăcat în costumul de la nuntă de două ori, de trei ori. Și ieri la doar un promo. Doar de trei ori? Și ieri. Și am scos banii, să zic și eu, da. În ăla de la botez o să mă vedeți la încă două proiecte ale Antenei. Cred că la două, trei boteze încă. Da. Și am prezentat și eu un eveniment mai mult singur miercurea trecută, că nu e acum mai cu online. Și pentru sponsorii mei și mi-am luat celălalt costum pe care îl mai aveam. Deci vă zic așa, ori mai fac o nuntă să am și o costume, ori eu luni nu vin. Bun. Cine e bun ești, Bade? Da, dar mi-au bucătar de data asta numai. Da. Mi-a sărit. Nu mai. A, da, ai, eu mi-a sărit din nou, Bade. Da, să nu plângi, mai mă. Greu, mai greu de rău. Bade,
Arată foarte fain ce ai făcut aici. Deci o să fără mine, că mă doare. Mușchiulețul... Mi-a intrat zamă de lămâie în urmă. Știu, așa e, să vezi când tai ceapă, domnul bucătar. Deci, mușchiul legat cu salvie și cu... Rozmarin, bade. Rozmarin. Cimbru e altfel, să știi, cimbru. Dar ce e asta? Rozmarin. Salvie și... Salvie și rozmarin. Și rozmarin. Pe cine? A zis cimbru cineva? Eu n-am. Nu ziceam, dar ca să zici că nu e. Vreau să fac... Bă, nici eu nu te văd prea bine la antena, nu să știi după ce o să dansez pe schiurile. Nu te văd bine, nu, nu. Minuni fac, să vezi, mă transform, înțelegi? Bun, ce faci aici? Două gălbenușe, gălbenușuri. Acum, aici vreau să fac sosul pentru vițelo tonato. Pentru că asta e carne vițelo pe care am împanat-o un pic. Vitello. Vitello, vițelo, vițelo, vițelo. Vitello tonato. Vițelo tonato. Vițelo tonato. Vițelo tonato. Vițelo, vițelo, vițelo. Per me l'emozione è number one. Nu-i băgă. Bă, ei știu cum ai trecut tu granița fără să știi limbi străine. Cum n-au mă-ți? Nu odată, bagă, am trecut. Ai emoțiune cum se scrie. Păi, dar nu cu ț. Nu odată, am trecut-o de mai multe ori. L'emoțiune per sempre, per me. Bun, deci pentru vițelul tonat avem nevoie de... O maioneză făcută de casă și am făcut-o de data asta cu mutard à l'ancienne. Ai făcut muștarul ăsta grosier. Nu, că mult fac. Două găbenușuri, am pus muștar, am zis, am pus sare, am pus... muștar, găbenușuri, găbenușuri. Încep să mă să crească și după aceea pun ulei, să fac o maioneză. Okay, după deci aceea, cu puțin după ulei. Aceea, am pus de ulei deja. Bă, lăsați-o un pace, pic de anșoar, că face o chestie foarte bună, terminați, da. O să pun un pic de unt și o să pun un pic de smântână lichidă să-l facă foarte gustos, bade. Am înțeles. Bade, 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 bade. Da. Zic cum îți dai seama că e suficient de bine făcut piesa de vită, ca să fie și roz la interior și să fie totuși... O întrebi, cum? Cum să... Cum îți dai seama? Cum îți dai seama? Folosești un termometru? Că nu știi. Nici măcar, nu, e cu geagetul. Cu geagetul, bade, cu geagetul. Prima dată o să dau, o să-l sigilez, cum să zicem, bucătăresc, să-l tai bucăți pe din două, ca să intre în tigaie. Și după aia îl bagi la cuptor. Pe unul o să-l tai bucăți pentru saltimboc, dar l-am aromat. Pe ăsta îl tai pe din două, îi dau culoare peste tot, mai pun un cățel de ustură și unt și ulei, îi dau culoare nefiind gros, după ce bag la cuptor cam 10 minute, vreau să rămână încă rozen interior. Depinde, de obicei îl scot din cuptor și bag mâna la păs și când începe să... Trebuie să fie roze, trebuie să-l tăiem, să iasă un pic de zeamă din carne și după aceea o punem farfurie, că nu-i fain frisacă, da. Nu ies... Întreabă-mă cum îți dai seama că e tonul oxidat. Că... Cum îți dai seama, Dani, că e tonul? Păi fii atent, uiți la ceas. Dacă tonul a venit pe la 7 și ceva și e 10 și încă nu l-a gătit Nicolae, tonul e oxidat. Tu vorbești de la crud, nu de ăsta care s-a dat în conservă în ulei, da? Dar lasă-l că, uite, și-o schimba culoarea. Păi, dar acum anii îl fac cu maioneză la mese și vii de-a. Păi, deci crezi că faci maioneza, se schimbe culoarea? Da, se... da, bade, da. Apropo... Maioneza facem ca să dea cremozitatea, pentru că tonul e foarte sec, dragilor, și vă puteți înneca cu el. Mulțumim! Da. Mâncărurile foarte picante, atenție mare, peste tot în lume mâncăm, mai avem până acolo, mâncărurile foarte picante și foarte aromatizate cu altele, de multe ori să știți că ascund lucruri. La noi nu. Da. Hai să zic un bag acum să-l înțeleagă numai Aristei. Fii atent, ăsta răducoal meu, cu chitara, era rupt de foame și când a ajuns acasă se gândea că o să facă foame până dimineața. Și când a deschis frigiderul, avea două conserve mici de ton în frigider și a zis, ia uite, bă, am o terță mare. Ați înțeles? Ton? Două conserve mici de ton. Da. Na, păi, exact ca la restaurantele de mațe finie, mă. Dacă ăsta nu e ca la restaurant, de atunci mă duc acasă. Un pic de stoc. un pic de stoc, ce ai făcut? Bade, zama care a ieșit din toată carnea care am făcut la cuptor. Stocul e acolo, am pus deoparte. A, da? Bade, da. Jiua, asta, da? Asta e jiua asta, care am pus multă salve și înainte și după, bade. Sare, diper, saltimboc, fii atent, bade. Carnea. Asta e carnea care am făcut-o un pic de gaia și am pus aici. Am pus și niște ciuperci, așa e frumos, bade, să mâncăm mai sănătos. Aici am un pic de prosciutto, dragul meu, pentru că așa e faină cu prosciutto pe deasupra. Să fie și un pic sărat așa, da? Un pic și am uite, bade. Uite, piciocașii ăștia din care am făcut. Usturoi. Piciocaș cu usturoi, bade, lângă. Și un pic de unt l-ai lăsat să se... Uite, bade, în zama ce e, cu un pic de vin. Ai, de mine. Vezi cum vine să zinu. Mm. Hai de cap. Fii atent, bade. Da, aciditatea aia faină.
Eu ai de capul meu. Saltimbocca la romana. Ei de mine și îmi place numai pe mie. Altă treabă. Mie și ar fi mers o bucată de pită de aia. Mamă, care, de care, care, aia am care văzut. Focaccia asta e ceva. Am obosit bucată. Și cu un pic de rozmarin. Uite-te la Florin, că a obosit, nu mai poate să vorbească. Am mâncat din pâine, din tot. Uite, în partea asta, la altă, a sigilat vițelul, a dat un pic la cuptor să rămână așa roze la interior și peste a venit cu pasta asta din ton, blendat. Uite, bade, capere, niște capere, un pic de lămâie și niște roșie, ceapă. Bade. Uite, bade. Tonul cu un pic de ceapă roșie, ai rezolvat deja și cele mai fine mațe din lumea asta. Uite, foarte bade. Bine, bade și la fixă. Și un pic de așa. Unde bade ce cum sare? Ce, coriandru ce pus? Nu, e pătrunjel, mini pătrunjel. Pătrunjel. Fresh, proastă, bade sare, grunjoasă, bade deasupra. Și uite, cu asta, basta. Mâine dimineață, la ora 8, ne reîntâlnim să vedem dacă lucrurile se întâmplă în aceeași notă și în aceeași idee. Saltimbocca și Vitello Tonato. Cât și somn ușor, bă, băiatule, că ai mâncat până plezit. Bine la 8, pa!